Salut, sunt Hidden și sunt răcit ca dracu, dar asta nu mă oprește din a face un nou top 5, totuși mă oprește din a face un live, dar asta nu contează. Deci, cu ocazia apariției noului FIFA, FIFA 17, m-am decis să fac top 5 cele mai bune jocuri FIFA din toate timpurile. Eu sunt un fan destul de mare FIFA, am multe jocuri FIFA, de la FIFA 09 până la 16 le am pe toate, în afară de 15. O să urmeze să le iau și pe 17 pentru că chiar îl vreau, dar nu am avut posibilitatea să le iau acum. Am vrut să le iau precomandă, dar niciodată n-am avut banii ca să iau precomandă. Na, eu cheltuie destul de repede banii, e vina mea. Dar o să iau jocul cât mai curând pentru că chiar vreau să-l joc. Oricum nu contează asta, deci haideți să începem topul. FIFA 07 este un joc care nu arată foarte bine, mai ales pe PC, dar toată lumea îl putea juca și ne aduce cât de cât aminte acum de niște momente frumoase. Deci, mai ales noi românii, îl jucam foarte mult, datorită acelui program numit Game Ranger, prin care puteam să jucăm multe jocuri online, printr-un fel de LAN, era o smecherie care ieșea destul de bine și... După câteva runde de CS1-6, mai mergeam cu prietenii să facem câte un campionat de FIFA 07 prin Game Ranger, ceea ce era destul de tare, gameplay era destul de fun, chiar dacă nu arăta cel mai bine jocul, pe la acea vreme nu ne păsa și am jucat FIFA 07 destul de mult timp, da, mă rog, gen până prin 2012 cred că am jucat FIFA 07 destul de mult. Mai ales de prin 2010 până în 2012 m-am jucat în continuu FIFA 07. A fost un joc care mi-a luat câteva ore din viață. FIFA 09 de pe PlayStation 3 și Xbox 360 este un joc cât de cât ok. Ca gameplay nu este cel mai bun FIFA, dar este bun. Și este primul joc din seria FIFA care include modul Ultimate Team, un mod pe care îl jucăm cu toții astăzi și nu am vedea FIFA fără Ultimate Team. Chiar dacă nu era, nu era gratuit, nu era implementat în joc, era un mod destul de bun și era ok, bine. Între timp este mult mai bun acum Ultimate Team, s-au adus multe update-uri, chiar s-a lucrat la el. Dar și pe atunci era destul de ok, adică era o idee foarte bună. Din păcate era cu plată și era un DLC, dar până la urmă este Ultimate Team. Și dacă nu era FIFA 09 cu Ultimate Team, noi nu aveam acum Ultimate Team-ul de astăzi. Deci pentru asta trebuie să fim recunoscători. Ca gameplay era destul de ok, dar era cam ca orice FIFA de până atunci, doar arătând mai bine. Gameplay era cât de cât bun, dar în viitorul apropiat urmea să se schimbe, mă rog, urmau foarte multe schimbări în seria FIFA. FIFA 11 pe PC este primul joc din seria FIFA în care cei de la EA chiar și-au dat silința să facă o variantă bună pentru PC. Până la FIFA 2011 era o variantă de PlayStation 2 cu niște texturi mai frumoase, dar de la FIFA 11 a fost o variantă foarte apropiată de cea de PlayStation 3, Xbox 360. De la FIFA 12, în schimb, este exact aceeași variantă cu cea de ultimă generație. Am pus varianta de PC pe locul 3 și nu cea de PlayStation 3 și Xbox 360 pentru că este cea care a avut un impact pe o platformă. FIFA 11 pentru PS3 și Xbox 360 nu a avut cel mai mare impact pentru că era cam ca 2010-le. Ideea este că varianta de PC nu are Ultimate Team, dar încă avea posibilitatea să te joci cu Game Ranger-ul, acel program de care v-am spus și la FIFA 07. Când au avut și prietenii mei posibilitatea și eu să jucăm FIFA 11 în loc de FIFA 07, ne-am jucat pentru că era un joc foarte bun și îl puteai juca gratuit online, ceea ce era destul de șmecher. Nu era Ultimate Team, dar nu prea ne interesa pe atunci. Până la urmă tot era FIFA, tot arăta foarte bine la acea vreme și tot ne puteam juca online, ceea ce era foarte frumos. Deci FIFA 11 pe PC a apărut în acest top, mai ales datorită impactului pe care l-a avut pe PC. Dacă nu era FIFA 11, nu erau chiar atât de mulți jucători acum pe PC, zic eu.
FIFA 12 este un FIFA care a schimbat multe. Gameplay-ul este total schimbat sau aproape total schimbat, chiar dacă nu este vorba de o schimbare de generație. Adică tot PlayStation 3, Xbox 360 erau pe piață, nu exista PlayStation 4, să spunem că avea o logică această schimbare, nu. Cei de la ei chiar s-au chinuit pe acea generație care era cât de cât spre final să facă un joc cât mai bun. Ceea ce nu prea s-au chinuit în ultima vreme până la FIFA 17. Și a fost prima oară când un joc FIFA de varianta de PC a fost la fel ca pe Xbox 360 și PS3, ceea ce este foarte frumos. Și pentru prima oară când Ultimate Team a apărut pe PC și pentru prima oară când Ultimate Team a apărut implementat cu jocul. În FIFA 11 mi se pare că era gratuit un DLC, ceea ce nu era foarte rău, dar era un DLC, acum este implementat cu jocul, ceea ce este mai ok. În FIFA 12 Ultimate Team-ul este foarte apropiat de cel de astăzi, câteva schimbări de user interface sunt acolo. Este un UI mai vechi și cred că cei care vă jucați FIFA știți cum arăta Ultimate Team pe FIFA 2012. Erau cu multe chestii care sunt și acum, cu informuri, cu Team of the Week și chestii de genul ăsta. Și da, deci pentru aceste motive FIFA 12 este pe locul 2 în acest top. FIFA 17. Probabil că dacă aș fi făcut topul peste câteva luni, FIFA 17 nu ar fost pe locul 1, dar nimeni nu știe. Dar l-am pus pe locul 1 pentru că acest FIFA a fost singurul care m-a făcut să număr zilele de pe calendar până apare. Pentru că modul de journey este, nu știu, pur și simplu este perfect. Este ceea ce trebuia în FIFA. Pentru că îmi plăceau foarte mult chestiile astea gen My Career cu Cinematic și chestii genul ăsta cum erau în NBA. Și cu mult succes au apărut și în seria FIFA, ceea ce este foarte bine. Știți povestea cu Alexander? Sunt și mulți youtuberi care fac o serie cu The Journey români, nu foarte mulți, mi se pare că Ovi, ceea ce este ok că este un youtuber destul de bun, deci vă recomand să uitați la seria lui Ovi, nu? Acum zic că îi fac o promovare. Deci Model Journey este foarte frumos, este un fel de carieră, doar că ai un jucător prestabilit, îl cheamă Alexander și ai voie să începi doar în Premier League. Este ca gen, tu ai dat, ai trecut testele de la, mă rog, ai trecut un fel de teste și după acele teste multe echipe din Premier League, adică toate, au fost interesate de tine, toate trebuie să o echipă și nu vă mai dau spoilere. Pe lângă modul de journey, gameplay-ul este schimbat pentru că avem un nou motor grafic, motor grafic Frostbite, care se folosește și în jocuri precum Battlefield 4 și Star Wars Battlefront, deci good job acolo ei. Și în afară, mă rog, neapărat de grafici și gameplay, sunt câteva mecanici, bine, tot de gameplay țin, dar voiam să menționez neapărat noile pase de pe Y, de pe triunghi, sau nu știu care este zase de pe PC, Y-ul vreau să spun de cel de la Xbox, adică acele true passes, pasele printre jucători, pasele în avans, nu știu cum să le zic în română. Ideea este că acele pase sunt perfecte acum, shooturile sunt mult mai bune în acest FIFA, poți să le dai pe jos direct cu putere maximă. În alte FIFA, ori FIFA 2016, de exemplu, dacă vrei să dai un shoot tare, îl dai pe sus. Orice ai fost, îl dai pe sus. Multe mecanici noi. Și modul career, modul mai ales cel de manager, este excelent. Este ceea ce trebuia să fie. Nu știu la player career, chiar nu știu și îmi pare că nu sunt informat despre player career, dar din câte știu, nu sunt foarte multe schimbări acolo. Și cred că FIFA 18 o să aibă schimbare la career mod, mai ales la player career, pentru că aș vrea să avem un player career destul de șmecher. Poate pe viitor să ia cei de la EA Sports și licențele de la UEFA, dacă cei de la PES chiar nu știu ce să facă cu jocul lor, adică, nu știu, pur și simplu, cei de la PES au licențele alea cât de cât degeaba. Gameplay-ul este destul de bun și sunt mulți care acum că sunt FIFA fanboy, da, sunt cât de cât aproape de FIFA fanboy, dar PES-ul, nu știu, parcă nu e ce trebuie și până la urmă jucătorii de FIFA, adică ăia mai nabi care le pasă doar de grafici și chestii de genul ăsta, ar fi mai interesați de o licență de Champions League, o licență de Europa League decât ar fi PES-ul, mai ales că FIFA este mai mult jucat în Europa decât PES. Ar putea să preseze alea cu Asian Champions League sau Copa Libertadores, parcă se numea ăla din America de
sud. Deci ar putea să păstreze alea, să aibă foarte multe licențe din afara Europei, dar în Europa ar fi foarte ok să aibă cei de la EA, adică FIFA, licențele Champions League. Și știu că am sărit de la FIFA 17, dar aveam nevoie să spun și asta. Deci hai să terminat topul de astăzi. Dacă ți-a plăcut, nu uita să apeși butonul de like și sper să intre curățeala. Dacă nu ți-a plăcut, știi unde e butonul de dislike ca să știu dacă nu ți-a plăcut. Și dacă vrei să-ți parte din armata ascunsă, nu uita să apeși butonul de subscribe și o să fii la curent cu tot ce voi posta eu. Eu sunt Hidden și îți urez o zi sau o seară bună. Ciao!